Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru toți cei care au vrut să vadă pe Nicki Minaj aseară la București și n-au avut ocazia, Europa FM le-a oferit posibilitatea să asculte o piesă în această dimineață. Poate vă mai trece așa un pic supărarea. Bună dimineața, colegi! Bună dimineața! Ați fost la festivaluri? Trebuie să fie doamna asta, trebuia să cânte la Saga, nu? La Saga aseară, aseară, da. La 11 și 10 minute. Și n-a mai venit că i-a fost frică de scandal după ce n-a mai cântat un domn Hardwell, sau cum îl cheamă. Hardwell, da, n-a mai cântat vineri. Da. Nu cred că au de face una cu alta. Ba da, a zis că nu mai vine, că e frică de scandal. Nicki Minaj. Stați, mă, luați-le pe rând. Hardwell n-a mai cântat, a zis că nu și-a primit banii, ceea ce mie nu prea îmi vine să cred, că în general, la nivelul ăsta, banii se primesc cu mult timp înainte. Și că nu i-au asigurat condițiile tehnice. Și motiv pentru care a zis vreo câteva lucruri și a plecat. Și i-a și interesant i-a, e că i-a jurat urât. Da, pe scenă. Interesant e, jurat ceva e... interesant e că unul din artiștii, din DJ-ii, nu știu dacă de seară sau de sâmbătă, James Hype, a luat înregistrarea respectivă și a pus într-un mix de-al lui, tot la Saga. Corect. Da, mișto. N-ați văzut momentul, nu? Nu. Nu. Iar la Nicki Minaj a fost altfel. I-a anunțat cu... ce să zic, o oră, două, nici nu știu cât, ceva foarte puțin. Câteva ore înainte. Da, pe ore. Cu o oră, ce, extrem de puțin. Că sunt anunțate proteste. Că sunt anunțate proteste în București. Apropo de proteste, înțeleg că singurele proteste anunțate astăzi sunt pe cele ale contabililor, deci... Da. Wow. Stimați contabil, toată stima, dar ați speriat-o pe Nicki Minaj. Serios? Care... A spus că pentru... Am ajuns în România, o să protesteze tocilarii, că asta sunt contabilii, da, care știau cu matematică. Ea a spus că copilul ei are nevoie și copiii, întregii echipe au nevoie de ei, așa că nu pot veni la București. Le frică de contabilii. Caterinca și ea, bună altă. O să arunce cu tabele Excel. Eu nu m-aș fi gândit că are atât de mulți fani în România Nicki Minaj. Ba da, mă, n-asculți tu. Da, are, cum să... Dar în afară de piesa asta de ne-ai pus-o adineori, mai are una? Putem să facem, avem piese în server cât să facem până mâine, fără nu să cred, ne repetăm. Cu Nicki Minaj? Cu Nicki Minaj. Dar la noi a fost o premieră în deșteptarea. Alte... În deșteptarea, da, eu nu mai... Cred că e prima dată în 12 ani de când... Dar cu domnul Hardwell nu ai niște ceva piesă ca să vedem, totuși, să ilustrăm. Uite, aici e o piesă, ele... Bine, el e DJ. Aici cântă, uite, e o piesă cu doi băieți, unul e Snoop Dogg. El e DJ, el nu cântă. A, deci pe nu-l auzim, doar îl simțim. Da. Am auzit când am jurat. Negativul e al lui. Da. Eu am fost vineri la Never See, Maluma, Baby. Frumos? Bă, destul de frumos, de în minutul 10 am plecat de la... A cântat o oră, Maluma. Băi, stai puțin, nu vă luați după Luca. Trebuie să fii fată, femeie, ca să te uiți la Maluma. Mi-am place. Sau tu? Da. Păi cum îți place că ai plecat după 10 minute? Și... De ce ai plecat? Pentru că la altă scenă cânta Raluca cu proiectul Balcanic toate alea lăutărești. Stai, stop. Deci te-ai dus, l-ai renunțat la Maluma ca să te duci la Raluca? Da, am stat două piese la Maluma, foarte frumos. Maluma, toată lumea era acolo și eu am luat-o împotriva curentului realmente, prin public. Mi-a luat foarte mult timp să străpung baricada, să ajung la scena balcanică unde era Raluca cu taraful. Pe Raluca am văzut foarte mișto a fost. La Ghimbav, și dacă ar fi cântat Maluma lângă, mă ducea la Maluma. Eu invers, că eu n-ajung așa des ca tine la evenimente de astea muzicale. Pe Maluma la lui MVD. Oricum, l-am văzut ce cântă Raluca și balcanicii. N-ai cum, frate, nu există. Mie îmi place de mor, ce vrei să fac? Da, nu contează. Să știi că și acum o săptămână la teatru la Sibiu, la festivalul de teatru, s-a făcut o repetiție, o ceremonie de închidere. Și repetiția s-a avut corul Madrigal, foarte frumos, la Muzeul Astra. Și în piața centrală cânta Taraful din Clejani cu niște macedoneni. Și lumea și-a dat seama brusc cât de complicat e să ajungi la Muzeul Astra, da. Mai ales că e trafic nasol, și piața era plină. Bun. Da, normal, ce să faci? Și am venit acasă cu durea și pe Oana spatele și n-am mai putut să stau sâmbătă la așa și m-au invitat niște prieteni la Saga asta la altă. Așa. Unde tocmai fusese tărășenia cu Hardwell. Apropo, uite, cineva, și e foarte adevărat, am observat și eu, nimeni nu i-a oprit microfonul lui Hardwell. Da. E cineva care se apropie la un dat și dă semne că vrea să ia microfonul din mână, dar nu îl oprește nimeni. Deci tehnic a fost ciudat. Praf. Păi nu, adică e ciudat. Nu spui că n-a fost ceva pregătit. Adică nu cred. Da, adevărul că mi se pare că trebuie și mai mult atenția dacă oprești microfonul. Da, nu știu. Cum adică a fost pregătit? Crezi că a fost un moment de marketing? Da, și eu cred la fel. Și asta că n-a venit Nicki Minaj, adică le-a făcut un marketing ca lumea să nu mai mergă nimeni niciodată. Bă, da, și Saga... băieții de la Never See au folosit momentul de marketing de la Saga, gândit de cei de la Saga să le facă reclamă, și au anunțat că cine vine la ei gratis, intră gratis. Da, le-a și spus la ce oră pleacă ultimul tren. Deci n-a fost, mă, niciun marketing, nu există, nu poți fi atât tâmpit.
Ei, și aseară era programată Nicki Minaj asta la 11:10. Nicki Minaj asta. Și la ora 2, da, nu, pentru mine este nimic. Dânsa. Ce să-i fac? Și la 2 era Armin Van Buuren, care a ajuns un fel de salam, nu știu ce să zic, mă, că e în continuu. Băi, bine, bine că n-a cântat Nicki Minaj și la alte știre ca Oma, că pleca. Și... da, categoric. Ce ai, mă, ești de bun, păi cum? Doamna ca Oma n-a răposat? Ma da, da, hai, e altă doamnă ca niște Oma. Aspecte morbide. A, deci, practic, se păstrează. De ce e morbid? Face cam parte din viață. S-a prăpădit, da. Și, dar la Bada și ca Oma continuă. Din cauza că mă încurcați voi cu emisiunea asta, nu m-am dus la Nicki Minaj la 11:10, am zis că e târziu. Dar ai avut de uite, ai avut, până la urmă ți-am făcut un bine. Au fost, în schimb, niște prieteni și aseară la 10 îmi trimit poză, mare de tot, scria pe ecranul ăla de la scena centrală, modificare program. Armin Van Buuren, care era la 2, cântă de la 12 la 3. Da, i-am dat, bagă moșule, da, că n-aveți să dăm popor. Da, vezi că nu mai vine Nicki Minaj, ai treabă, ești prins cu ceva. Nu, uite, ai sticul la tine? Da, pune și tu sticul ăla în laptop de play, că pune-le toate alea ale tale și încă ceva. Da. Ai 3 ore, cu ce să umpli? Cântă tata. Da, și asta da, a fost. Dimineața era ambuteiaj. Cred că mai și acum, pentru aceia dintre voi care ne ascultați și intrați în București pe undeva pe la Aerogării sau aveți treabă prin zona respectivă, vedeți că e ambuteiaj. E da, zombie. Se iese de la festival. Da, sunt niște... Era un camion de ăsta de jandarmi care transportă garduri. Mm-hmm. Că se... Da, și care scoate fum. Da, era pus pornit cu fum să camufleze, camuflat tot cartierul. El mergea motorul. Nu înțeleg de ce trebuie să meargă motorul de la camion în condițiile în care el transportă garduri care încă nu erau puse. Riscă să nu mai pornească. Da, asta bravo, e, da? Ăla l-ai pornit, mergi. Mă interesant gândeam, e că erau... E cala, știi, stai cu motorul pornit, că nu se știe când exact trebuie să plecăm forjă. Da, și era pus în intersecție imediat după intersecție oprite, exact da, cum nu trebuie, adică... Păi, mă rog, pentru niște forțe de ordine nu mă așteptam da, la treaba asta. Și erau mulți polițiști care stăteau de vorbă, mașinile clare peste grămadă, autobuze care stăteau, dar polițiștii stăteau de vorbă, probabil că verificau testele antidrog să vadă dacă au mai prins ceva. Niște criminali drogați. Sper să nu. Ai drogat la, că ai fost la două festivaluri. Înțeleg, dar era mai multă cu câini, obligatoriu, cu dacă te duci la festival, trebuie să fii drogat, altfel nu merge, nu? Păi dacă acolo nu poți să intri cu droguri și atunci trebuie să te droghezi de acasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.